Următoarele trei pagini folosesc aceeași structură, aceleași stiluri, vom continua în același document. Vom avea încă un grafic în jurul căruia va trebui să aranjăm textul, dar în rest nu avem mari provocări. Să începem la fel cu imaginea. O să închid aici panoul de text wrap, că deocamdată n-am nevoie de el. Vin la Pages și mi-adaug cele trei pagini, dând de 3 ori click pe plus, să am cu ce să lucrez. Și Emirates este imaginea de care avem nevoie. O să dau un click doar să fie plasată la dimensiunea ei normală. Vedeți că vine deja de la marginea din stânga până aici la marginea celei de-a doua coloane din dreapta. Și o să o duc în sus, în așa fel încât să iasă puțin din pagină. În mod normal ar trebui să iasă până la linia asta roșie, dar nu am imaginea de calitate mai bună, deci o să o păstrez deocamdată așa, dar să iasă puțin din pagină în așa fel încât să fie niște spațiu de manevră când se taie hârtia. Și în partea de jos să fie aliniată exact pe un baseline. Puteți să și numărați să vedeți al câtelea ar fi, dar în principiu dacă iese doar puțin din imagine, se va potrivi exact unde este nevoie și vine automat și deasupra elementelor de pe master page pe care ar fi trebuit altfel să le eliminăm. De fapt, în imaginea originală, numele secțiunii vine deasupra imaginii. Așa că ce o să fac este să vin din nou la panoul Layers. O să dau aici un pic de zoom să se vadă mai bine ce lucrez. Vin din nou la panoul Layers și deschid Layer 2, unde am doar această imagine și dau pe ochiul din față să o ascund temporar și o să deblochez acest element. Și o să scriu numele secțiunii aici. Aveam caps lock apăsat din greșeală. Sper că am scris corect. Așa pare. Și ca pe prima pagină vin pun stilul colon titlu și la mijloc și acum în momentul în care l-am deblocat de pe master page mi-a apărut și acest element în lista cu layers. Trebuie doar să le schimb ordinea. Și acum apare corect și aici. Voi deschide celălalt fișier de Word și o să încep la fel, supratitlu, titlul și lead-ul. Aici avem o casetă pe trei coloane. Și avem doar un rând liber între imagine și text pentru că nu avem legenda imediat sub imagine. Și o să aplic stilul supratitlu, titlu mare în cazul ăsta și lead. Am mișcat un pic să pun înapoi. Aduc restul textului, inclusiv numele autorului. Deci până înainte de legenda foto 1. Dau paste și cu un rând mai jos de caseta cu text, exact ca dincolo, voi adăuga celelalte casete. În partea de sus vom avea
un rând liber între linie și legendă, două rânduri pentru legendă și încă un liber între legendă și text. Deci, patru rânduri libere de la linie. 1, 2, 3, 4 și aici plasăm. Și continuăm sau vom continua pe pagina următoare după ce adăugăm și acolo imaginea să vedem exact cât de mare trebuie să fie. Dar o să selectez tot textul cu mouse-ul de data asta, o să dau de 5 ori repede click pe el. Am dat din greșeală undo. Și o să aplic stilul de text corp, stilul de paragraf. Pe primul o să aplic titlul, stilul letrină. Și am rezolvat formatarea textului pentru tot acest document. O să pun legenda 1 în partea de sus. Copiez acest rând și fac aici o casetă. Până aici este, sunt stiluri de caracter în continuare. Nume foto și descrierea foto. Se așează frumos. Mai frumos decât în PDF original, de fapt. Dar am o casetă foarte mare aici care trebuie făcută mai mică să nu ne încurce. Și o să fac de lățimea coloanei. Și nu-mi place că nu ar trebui să se alinieze. O să-l forțez pentru că stilul de paragraf de caracter, mă scuzați, nu este aliniat la baseline. Așa că o să îl oblig să facă asta și să scad puțin spațierea dintre rânduri. N-am prevăzut asta în stil, dar pentru legende cu mai multe rânduri de text, așa ar fi corect. Și o să adaug celelalte imagini. În partea de jos avem Manager Clark. Care va veni, este un fișier de Photoshop. Vine chiar de la cotor până la această margine, marginea din dreapta a primei coloane. Nu chiar e nevoie să deschid în Photoshop, am dat dublu click din greșeală. Și acum textul este sub imagine, deci o să-i pun un text wrap rapid. Simplu, n-am nevoie să curgă textul în jurul formei, doar să se aranjeze puțin. Aș putea și doar să scurtez această casetă. Aici trebuie să mă asigur că este totul pe baseline grid și să potrivesc poza în spațiul pe care l-am. Și ambele metode cu text wrap sau doar scurtând caseta sunt acceptabile. Și aici avem imaginea asta mai mare care este din nou un fișier de Illustrator. Der Goliath von Golf. Golf. Și o să o plasez aici de la o coloană la alta, este cam dimensiunea, vedeți că asta are fundalul transparent. Și trebuie să se alinieze în partea de jos cu fotografia. O să schimb aici display performance la high quality să văd mai bine exact ce este în imagine. Ca să aliniez de fapt chiar textul de la baza imaginii. Pot să dau desăgeți din tastatură, săgeți în sus și în jos, ca să mișc câte puțin un obiect.
Și vreau să aliniez exact conținutul pe colț. Și aici avem din nou aceeași opțiune. Pot să-i desenez o casetă. Sau dacă aveți Illustrator și deschideți acest fișier, puteți vedea aici în panoul Layers un layer ascuns care este exact conturul de care avem nevoie. Deci pot să-i dau copy și paste în InDesign și să-l folosesc ca pe o imagine, o casetă pe care am desenat-o eu. Potrivită, așa ceva e corect. În caz că nu aveți Illustrator, puteți foarte ușor și aici să desenați o casetă aproximativ corectă în câteva clicuri. Încercați din cât mai puține clicuri. Deci cel mai greu va fi să găsesc de unde am pornit acolo. Și când îmi apare cerculețul, vedeți? Dau click și am închis caseta. O să o fac colorat un pic ca să vedeți ce am desenat. Și aici o să fac cealaltă variantă. O să le scot un pic în afară. Dau copy sau cut la această imagine și paste into. Și acum pot să-i scot culoarea. Am o casetă cu o formă care nu contează foarte tare că nu se vede. Trebuie doar să vin să pun text wrap. Deci a treia variantă din nou în jurul formei obiectului. Și textul se va aranja automat. Aici, dacă nu-mi place, uitați că în original și caseta aici are un spațiu care nu lasă textul să coboare, pot să vin la caseta asta, din nou cu săgeata albă, să dau click pe, sau pot să vin iar cu pentul cu unealta cu care am desenat, să mai adaug puncte pe linie și apoi cu săgeata albă să-l modific pe ăsta să nu intre textul nici în zona aia. Așa, acum este ca și PDF-ul original. Și pe pagina asta mai trebuie să adaug liniile și legenda foto, sus, jos și aici numele fotografiei. Deci avem sursa foto 1, este fotografia mare. De fapt, mai bine adaug după ce trag liniile ca să știu exact unde trebuie să pun. Deci o să vin, trag aici o linie și pun contur de jumătate de punct. Ah, și mi-am schimbat, am lucrat cu altă culoare, deci să pun aici black. Și o să copiez și din coace. Și la fel și aici o redimensionez. Și încă o dată în partea de sus. Am grijă să vină cu un rând deasupra imaginii. Așa, cred că astea sunt liniile. Da, totul pare corect. Acum pot să iau din nou copy și paste la textul cu numele fotografului
Și să pun stilul de paragraf fotograf. Din nou trebuie aliniat la stânga. Fac caseta mică, o rotesc și o plasez aici în colț. Exact până la linie și textul centrat pe mijloc. Așa este și original. Avem o legendă foto și jos Cristian Tiel Imago. Dau aici zoom să văd ce fac. Selectez textul și aplic stilul. Și o să fac caseta asta. Tot așa, între poză și linia de sub, centrat. Și legenda asta are o, poza asta are o legendă care este deasupra pozei. O să vedeți că nu pot să o pun deasupra pentru că imaginea are text wrap aplicat pe ea. Dacă vrem ca o casetă, una anume, să nu fie afectată de text wrap, dau click dreapta, text frame options și de aici să bifez ignore text wrap. Vedeți cum textul s-a plasat acum deasupra imaginii. Trebuie să nu se vede acolo foarte bine, dar trebuie să-l selectez și să-i aplic character style nume foto și este negru. Și în acest caz specific unde este pe imagine, trebuie să-i schimb culoarea în alb, în paper. O să redimensionez caseta și o să plasez textul. În acest caz este aliniat în funcție de imagine. Vedeți că textul este plasat într-o zonă mai uniformă ca culoare și acolo o să încerc să plasez și eu ca să se vadă. Să mai redimensionez asta. Și cam aia este poziția. Și am rezolvat și aici. Bun. Și mai jos este o pagină destul de simplă. Imaginea mare este duty free. O să dau doar click să o pună la dimensiunea ei normală. Și asta iar vine până în marginea paginii. Dacă vedeți, imaginea nu este perfect dreaptă. E destul de deranjant, în special pasarela asta, cum se vede, și atunci va trebui să o îndreptăm puțin. Da, deci dimensiunea ei este de la o margine la alta și tot așa, pentru că merge fix până margine, trebuie să iasă puțin din pagină. Și ca să, dacă vrem să rotim imaginea, deci caseta o să o fac exact de la o margine la alta și până la un baseline. Așa. Trebuie doar îndreptată ca să pot să rotesc puțin imaginea cât să o îndrept și aici se vede și mai bine că avem linia asta care este perfect orizontală și asta deasupra care este un pic într-o parte. Pot să dau click pe cerculețul ăsta din mijloc să selectez imaginea din casetă. Și acum, dacă merg cu mouse-ul în afara colțului, când dau click și rotesc imaginea, nu case, imaginea în interiorul casetei. Așa ceva. Cât să nu am nici zone care rămân în afara casetei. Pot eventual să mișc un picuț mai jos.
Am mers un pic prea departe. Ups, am mișcat caseta, nu imaginea. Să mai dau undo de câteva ori să revin. Ce așa este cât de cât corect și acceptabil și nu ne intră nici colțuri albe ale imaginii în pagină. Asta să o fac pur și simplu de sus în jos. O să pun legenda foto sub. La rândul imediat următor. Cu stilul nume foto pun la două puncte și descriere foto în continuare. Un singur rând aliniat în partea de jos. Asta pot să-l închid. Și o să adaug și sursa imaginii. Stil de paragraf fotograf. Aliniere la stânga. Și aici caseta mi-a fost făcută să fie exact cât spațiu dintre coloane, dar o să scriu aici, știu că spațiul dintre coloane este de 12 puncte, așa că o să vin la dimensiunile casetei aici când este selectată și știu că vreau să fie exact cât jumate din acel spațiu, deci o să scriu aici 6 puncte. De fapt, trebuia să scriu în cealaltă valoare, pentru că chiar dacă caseta este rotită, width, deci lățimea, mi-o va înțelege ca lățimea casetei originale și atunci, de fapt, înălțimea trebuie să o schimb, chiar dacă arată ca lățime, în 6 puncte, textul centrat în casetă și caseta lipită de fotografie. Și mai departe voi continua să adaug textul de pe paginile anterioare, mă duc la sfârșitul coloanei aici, apăs pe plus și voi continua să adaug casete. Așa. Voi adăuga acum imaginea din mijloc. Trebuie să las două rânduri jos pentru legendă. Mohamed se numește această imagine. Și o să trag de la o coloană la alta. Cum ziceam, las două rânduri. Și sus se potrivește aproape perfect. O să măresc doar puțin. Și iar pentru varianta mai scurtă o să redimensionez caseta mai bine decât să folosesc text wrap și o să adaug legenda. Numele, până se închide paranteza, este stilul de caracter nume foto și restul textului este descrierea. Se aliniază frumos.
Și acum văd că nu-mi încape chiar tot textul. Bine, înainte de asta, înainte să aranjez textul, voi duga și legenda foto aici. Așa, să fac separat și o să mut la locul ei. Și o să o plasez exact după ce desenez și liniile dintre coloane, chiar dacă de fapt aici se poate. Se poate redimensiona și voi vedea linia verde sau așa, care se oprește la mijlocul spațiului dintre coloane și dintre cele două coloane. Liniez și textul. Și adaug cele două linii cu grosimea de 0,5 puncte. Și acum, da, cam asta pare că este situația. Și acum o să strâng puțin textul. Primul rând, nu-mi place cum începe textul pe această pagină cu ultimul rând dintr-un paragraf de pe pagina anterioară, așa că o să vin aici și o să caut, cred că ăsta este paragraf, nu e așa lung, dar să vedem. Nu, deja am mers prea departe. Aici e un singur cuvânt. Bun, de aici am câștigat un rând și iar am rămas cu un cuvânt acolo, să încercăm să-l strângem și pe ăla. Ah, aici e o problemă cu forma casetei. Las acolo un spațiu mic în care încape prea mult text, deci o să vin din nou cu săgeata albă să editez. O să mut acest punct. Cumva așa, să-mi încapă exact cuvântul. Să vedem aici, o să dau un click pe... Să văd cât spațiu mai am nevoie. Mai am nevoie de două rânduri. Voi putea obține unul ușor de aici, unde am un singur cuvânt pe ultimul rând. Și încă unul... Să zicem de aici. Unde iară este foarte scurt ultimul rând. Și aici numele autorului vine pe același rând cu sfârșitul textului și este stilul de caracter autor. Și aceasta este a treia pagină din al doilea articol. Atât a fost tot, cred.